Oameni, bine v-am regăsit cu un nou episod din Aventura Paletiștilor. Sunt alături de Eddie, eu sunt Vovo. Salut! Am încurcat puțin intro, dar nu contează. Fraților, am reușit cu mult, cu mult chin să aducem două oi aici și le-am multiplicat puțin. Și am făcut doi pui. Vreau să vă arătăm ceva interesant ce a descoperit Eddie. Vedeți câta capul are ăla de acolo? Da, bă, eu n-am înțeles. Pe măsură ce mănâncă, tipii ăștia cresc și mai precis le crește capul. Dar eu nu înțeleg de ce, copilul are capul mai mare decât maică-sa. Da, adevărat. Uită-te și tu, frate. Stai că e ceva. Ok. Am prins marea maturizare. Momentul. Salut, frate. Și acum copilul o fute pe masă. Mamă, chiar că... Hai să vorbim despre ce am mai făcut și ce... Stai că eu nu mai pot. Hai, nu te mai uita aici, n-ai voie. No kids allowed. Hai, deja 18 plus acolo. Gata. Nu ne mai uităm aici. Am extins aici puțin farmul. Să nu vă așteptați că am făcut cine știe ce chestii, că nu, n-am avut când să facem cine știe ce chestii. Mamă, și-am spart acum un cartof full și mi-a dat unul înapoi. Rip. Înseamnă că nu era full. Era full, că era din ala de se vedeau cartofii. A, uite ce, mă rog. Da. Așa, și ne-am gândit noi în episodul ăsta să ne aventurăm, pentru că uitați câtă carne a luat Eddie. Și mai am și eu aici. Am descoperit exact între timp, Eddie a avut dreptate maximă, dar eu nu înțelesem ce vrea să zică, cu sistemul de critice. Practic, da. Chestia aia de acolo când se încarcă, dai critică fără să sari. Și inimile astea sunt critica, gen. Da, exact. Uitați ce easy dai critica acum. No, și din trei... Afecteze asta PvP-ul, dar e... Nu știi cum? Îți zic eu că foarte mult. Auzi, dar ia, vreau să încerc ceva. Eu de ce nu pot să alerg cu arcul? Că scheleții aleargă cu arcul. Da, tu n-ai no slowdown sau cum neva se numea ăla. Bă, fii atent că mi-am pus, băi, fii atent ce chestie. Fii atent și pot să dau și cu sabia, sau? Nu cred că pot. Nu pot, dar ia uite cum arăt. Mișto. Ia vino. Ce facem cu asta 10 diamante până la urmă? Luăm, facem pickaxe, nu? Sau ai făcut? Am pickaxe de diamond. Ok. Păi hai să ne aventurăm. Și trebuie să mergem să... Ia tu ăsta de aer în între timp. Trebuie să mergem acum să luăm obsidian și să ne facem incent ca să putem să ne aventurăm și mai mult în mină. Păi asta e obiectivul nostru. Hai să mergem. Mergem jos acolo, facem gen un... Am eu un stac de lemne dacă e vreo problemă. Păi și eu am lemn. Gen ne baricadăm acolo cumva, știi? Și... A, fraților, uitați, am bătut un Enderman. Da, cu Q și Vai. Ne-am blocat în casă 5 minute să-l batem. Adevărat. Bun, hai să sprintăm și noi că ne permitem și hai să ne întoarcem să ne luăm revanșa pe toți mobii. Că prea m-au enervat, să fiu sincer. Da, și acum știm și noi cum merge sistemul de critică, nu trebuie spamăm care tartoace click-ul. Da, nu trebuie să spamăm, da. Aia era problema, că noi spamăm. Dar o chestie de genul survival. Deci eu mă uitam la bara asta, știi, în dreapta și nu înțelegeam ce naiba e. Știi că o să vedem toate comentariile în primul episod și noi deja suntem pe la episodul 40. Adevărat, deci când apare primul episod, asta fiind pe mâine, 2 decembrie, la noi, da. Mâine, dar noi astăzi plănuim să filmăm mult, pentru că trebuie să filmăm cât mai repede. Noi o să avem deja vreo 20 și ceva de episoade filmate. Ideea e că Eddie pleacă și până să se întoarcă Eddie o să plec eu și na, trebuie să înregistrăm pentru o lună această aventura noastră. Dar nu-i bai, e o serie foarte tare, mie îmi place unul. Adevărat, frate. Mie unul, sincer să fiu, adică noi de obicei nu avem tendința să filmăm câte 6-7 episoade. Uite obsidian, am găsit obsidian. Logic. Mamă, vezi că e creeper. Mamă, bagă scutul dacă e vreo problemă. Bă, hai încoa. Facem... Schelet. Stai că facem... Fii atât că nu poate să dea scheletul în mine dacă am scutul. Băi, Eddie, săgețile sunt inutile dacă ai scut. Păi, e logic. Băi, doamne. Mamă, nu face nimic. Nu mă așteptam să nu dea chiar nimic. Mamă, dar nimic. Din durabilitatea scutului, dar dacă te gândești, poți să faci un scut cu un iron. Nimic, frate. Nimic. Nimic, dar problema e cum ajungem să dăm noi în el. Hai în spate. Stai că am eu o idee, fii atent. Ce mă, te pui cu codații? Ia. Yeah. Nu mă... Mamă, ce te-a propulsat ăla. Știi că mi-a dat de mici?
O inimă jumătate. Mă enervează apa asta, frate. Păi... Avem și obsidian aici. Păi hai că facem altfel să luăm obsidianul, vină încă. Stai că și așa îmi trebuie apă. Stai să mă duc până sus să iau. Așteaptă că oricum iau apa aia. Aici am blocat oricum. Da. Deci... Bam. Ia să... Mamă, dar de unde pică apa asta? De la Dumnezeu. Să știi că, uite încă o ravenă, e un fel de continuare. Dar de unde dai? Arc cu enchant. Ai filiu. E naș parola. L-am aruncat la tine. A picat la tine, a murit. Lol. Stai, poate i-a picat. Aia vreau să fac. Unde naiba a picat? Nu văd nimic lângă mine, dropat. Rip. Rip și scheletul și arcul cu enchant. Gata, m-am făcut să putem la obsidian. Când vii. Stai că am aici niște iron. Când vii e perfect. Hai că mai au niște redstone până una alta. Da, stai că nu e lungă ravena asta, adică doar că ți iau niște iron. Deși nici nu știu ce să facem noi cu redstone. Suntem cam... Bă... Decorativ. Bă, cum măcar acolo la decorații să... If you remember Titanii... The Sky Titans. Și lacul meu. Fuck. Wow. Aia făceai tu, cred. Câte stack-uri am făcut? Vor 3 stack-uri de redstone. 3 stack-uri de blocuri de redstone. Da, gen 3 x 64 x 64. Da, de ce n-aveai ce trebuie? Foarte mult. Dar tu te-ai jucat, frate, ai băgat ca spartă să-mi bag picioarele. Noi abia ne făceam full iron, tu aveai set full diamond, full enchant. Eu în al doilea episod, da, nu, în primul episod aveam chest plate și sabie de diamond. Atâta norocă. Uite cum stă pe engine-ul ăla pe un singur bloc, îl vezi? Da, îl văd. Doamne, ia că nu-mi place de el. Ia marș jos. Unde? L-am dus, e sus. Stai că îl bat imediat și vin să iau obsidiană. Hă! Oh. Are chilaura. Bă, frate, dar care-i faza, mă? Zici că dau cu biciu. Hai încă. Nu, nici nu mă pot obișnui. Da, e dubios, nu, frate. Să mori, hai că eu te țin. Mă țin, da, ține-mă că dau tap. Dai defuse. Dau hold. Dai defuse. Ia să vedem. Uite-ne furnalele de acolo. Oare avem ceva în ele? Mă duc să văd. Ia, du-te să verifici. Că... Bă, și cine mă mai ține? Iau și pentru portalul din Nether, deși mă îndoiesc că mergem prea curând acolo. 8 bucăți de iron. Cum o fi cu blazurile? Aoleo. Sau cu scheleții de Nether? Dar gen... în end știu că e și un mob nou și chestii și par. Cum o fi cu bossul ăla, gen ăla de explodează mult? Care mă? Wither. Wither-ul, da. Nu știu, frate, las. N-o să fie prea curând oricum. Nu cred. Rip? Da. Am eu un obsidian. L-ai luat tu, ce bine. Dar nu știu cum ne-ai bat. Deja eram trist. Mamă, mai am 55 durabilitate la scut. 6 obsidian. Mi l-ai aruncat pe mine pe celălalt? Da. Bă, dar eu puteam să jur că am luat niște apă. Ce s-a întâmplat cu ea? Nu știu. Bă, să-mi bag picioarele. Te duci să iei iar de mie sau așa. Hai că ai luat. Bă, am găsit... Mai trebuie încă vreo 4 așa obsidian. Am găsit 8 bucăți de iron acolo. Trebuie 10 pentru portal ca să-l facem complet, gen să arate frumos, nu? Nu, 14 trebuie ca să arate frumos. 10 ca să-i... Frumos. 10 ca să-i schimbăm noi marginile. Ok. Înțelegi? Nu e... Nu trebuie să iei 14, frate, ia 10. Și aia e. Vezi că sap sub tine, dă-te. Ok, mi-am mai făcut un scut. Că nu se știe când avem nevoie de el, să fiu sincer. Îți mai fac ție unul? Dacă poți. Hai că nu e rău. Bă, nu știu, deci scheleții au băgat la ei un fel de hack de ăla ca pe MCG. Cum sunt ăștia, ne dau din mers. Doar că au băgat și scutul ca să te apteri contra ei. Măcar atât, frate. Măcar atât dacă le-au pus cod. Ia, vezi că ți-l dau pe tine. Așa, ți-l am dat.
Bă, nu știu, frate, deci eu nu-mi imaginez cum o să fie PvP-ul pe un rol. Dar nu cred că o să fie prea curând, să fiu sincer, Nu adică... pot, nu pot să-mi imaginez așa chestie. Mam... Nu știu, nu știu, Dacă nu... pe 1-8 e distrus și 1-8 vezi că nu e chiar așa diferit. Da, e doar cu block hit-ul și... Da, nu știu. S-au focus mai mult pe survival, evident că practic Minecraft e survival, știi? Tot ce e multiplayer și așa ține de coding, știi? Unde nu prea interesează pe cei de la Mojang că nu mai putem juca noi survival games sau PvP, știi? Bun point. Atâta timp cât jocul devine mai interesant pe partea de survival, ai toată partea lor, toată, tot ce au ei de făcut, știi? Trebuie 4 pentru enchanting table, nu? Parcă așa 4... era. 4 din alea, 2 diamante și o carte deasupra. 4 obsidian, da, 2 diamante și o carte. Cât ai? Până încă unul. Încă unul. Păi câte ai în total? Să fac 18. A, lol, tu ai luat câte 14? Am luat 14 să... Mie nu-mi place portalul să-l fac pe colțuri, îmi place să fie full. Depinde cum îl faci, frate, că poți să-l faci mișto cu scărge. A, și poți să-l faci și mai mare așa, da, da, de început o să fie ok, nu? Mhm. Hai să mergem sus să facem enchanting-ul, că avem cărți. Păi am eu o idee. Bă, nu m-aș duce sus acum, ia uite-te prin găuzul ăla. A, păi hai că... E cam noapte afară. Da, că avem, cam avem scut. A, avem scut? Da, avem scut, hai. Auzi, dar noi n-am explorat partea aia de mine, gen acolo care? Unde am murit. A, în față? Da, hai să mergem. Mamă, ce easy-i bat acum. Da, că acum că știm mecanicile. Da, dar nici nu știam... Mamă, eu nici nu-mi imaginez, în primele 4 episoade tot ne comentează lumea cum funcționează chestia asta. Da, exact. Deci, eu o să fiu în Turcia, o să mă doar la bască. Și o să mă și eu pe la episoade să fac comentarii. Bă, Eddie! Ok, asta e cel mai... Deci trebuie să adaug Allah Akbar, că altfel nu merge. Allah Akbar! Unde e asta aici? De la mine, uite gol. De la tine. Uite. Mamă, că a fost bine de... să mergem pe aici. O bucăți de gol, puteam să facem un gol de Nepal, dar nu prea ne ajută. Nu ne ajută. Trebuie să facem din ala bloc, cu blocuri. Oh. Și atunci îl folosim în dungeon-uri, știi? Dungeon? Când Dungeon mi se pare că e ceva gen în End, dacă nu mă înșel, ceva implementat nou, niște un fel niște de fort. Un fel de fortăreață ceva, știi? Da. Nu știu exact, să zic. Nici eu nu știu, eu nici atât, dacă nu știi tu. Nici nu prea mai interesat, adică oricum până mergem noi în End, frate, lasă-mă în pace că numai dragonul nu-l mai bat acum. Aflăm noi oricum, stați liniștiți. Ești de bun, numai dragonul nu-l bat acum. Bă, dar eu sunt fără nicio torță, m-am bazat pe tine tot timpul ăsta. Eu mă chinuiam, frate, să bat niște zombi și niște schelete și vreau să bat dragonul. Ce n-ai, bă? Hai cam 17 gold. Bă, particulele de la critică tot acolo sunt, știi? Unde? Mă întreb dacă dai și critică din aia clasică și din aia din joc, dacă dai mai mult. Ia dă-mi un hit în scut. Uite un gold. Un hit în scut? Da. Jumadiniu. Ia, dacă îți dau în afara scutului. O inimă jumate, dar mamă ce... Bă, ia dă și mie în scut. Jumătate de inimă. Jumătate de inimă. Da, pe ve... Două inimi. Bă, te-am luat pe la spate. Bă, da, PvP e imposibil, frate, mă regenerez instant. Mi-ai dat hit-ul ăla, m-am regenerat instant. Zici da. Că suntem la Kohi PvP aici. Da, la eu știam că pe peaceful te regenerezi așa, frate, nu pe hard. Da, noi chiar suntem pe hard. Uite, hard. Da, ciudat. Vezi că avem continuare aici. Da? Unde? Aici, doar da, aici, că da, acolo da. E fundătură pe unde e lava. Am mai luat și niște iron, că nu știu cum o să ne reziste nouă armura. Și e bine da, să fie. Și eu am luat, am, cât am? 40. Așa. A, ia tu ăla. Mamă, sper să avem bulan pe pickaxe, frate, să ne dea ceva gen Fortune 3. Da, e foarte important că... Eu în ultimele mele serii de survival, că am avut vreo 7-8, gen, ia uite emeraldul cum se ascundea de noi. Gen, sărisem peste el.
A, lol. Din 7 serii de survival, eu în 8 mi-a dat din prima... Ia uite gold după. Bă, Eddie, ești noob. Ia, unde pleci? Nu sap tu două spații aici să iei gold-ul? Dar nu vrei să sap două spații în partea asta să găsești diamante? Hai. Da, bine, hai. Hai. Ia uite, și iron și gold am găsit aici. Mamă, ce bolan pe mine. Păi bă, ne-am făcut câte ceva și în principiu mă gândesc că începem următorul episod de acasă, nu? Că n-are rost să mai facem încă o dată. Da, ne vom întoarce acasă și atunci de acolo ce da. Planuri avem. Exact. Păi. Baftă! Salut!